Suiți-vă, părinții, în lume că te-i aveți. E o poruncă de la Domnul, părinții să ți-i respecti. Suiți-vă, părinții, să că te iameți. E o poruncă de la gândit, părinții să ții răspet. Stai jos! Mergi!
vreau să vă citesc un mesaj. La mulți ani, toată dragă. Și doresc multă sănătate și bucurie. Domnul să te binecuvânteze și să te pozească sub arpa lui pe tine și pe copiii tăi. Să-ți dea putere. Ești un tată foarte bun și milos. Îți vezi mult, tata. La mulți ani. Cu mult drag din partea Fiicei Unirea și nepoatelor Cici și Olguța. Și un alt mesaj spune așa. Un mesaj foarte special pentru tine de la o persoană foarte dragă ție. La mulți ani, bunicul meu Iubi. Tu ești cea mai scump pe lumea asta. Ești fericirea și zâmbetul meu. Domnul să te binecuvânteze și să te ține lângă noi până la 1000 de ani. Cu mult drag din partea domnului tău favorit, Elisei. Cel mai mic nepot din 100 care are. Transmite să-l lângă tu de aici. Avem și un tablou și Olguța și tabloul. Și am să vă rog dacă puteți să le transmiteți ceva. Mulțumesc mult. Să ajută Dumnezeu și Domnul să fie cu ei. Pe Iisus, Domnul să fie cu ei întotdeauna. Și la toți copiii mei, și la toți nepoții mei. Să ne ajută Domnul să fie și copiii tăi. Cu drag, numai bine vă dorim și noi și să aveți parte de tot ce vă dorim și noi.